Pe 24 decembrie 1917 se năștea Kim Jong-suk în comitatul Hoyong, în provincia Hangyong de Nord, într-o Coreea aflată sub ocupație japoneză. În copilărie și-a însoțit mama în Manciuria în căutarea tatălui dispărut, dar femeile au descoperit că tatăl ei murise acolo. Mai târziu a murit și mama sa, lăsând-o pe micuța Kim orfană. În această perioadă dificilă, destinul a dus-o spre o grupare de gherilă, iar acolo ea l-a întâlnit pe Kim Il-sen, viitorul lider al Coreei de Nord. În rândul gherilelor, Kim Jong-suk a îndeplinit rolul de bucătăreasă și a avut grijă de bunăstarea luptătorilor. După o scurtă perioadă, Kim Jong-suk a părăsit gruparea de gherilă, iar detalii despre viața ei ulterioară rămân mai puțin cunoscute. În 1937 a fost arestată de japonezi din motive care nu au fost bine documentate. După eliberare, s-a reîntors în trupele de gherilă conduse de Kim Il-sen și și-a reluat îndatoririle. Legendele comuniste spun că Kim Jong-suk și-a demonstrat curajul și devotamentul în numeroase situații periculoase. Se spune că i-a salvat viața lui Kim Il-sen într-o situație critică, protejându-l cu propriul corp și luptând împotriva dușmanilor. Un alt episod relatat în biografia oficială a lui Kim Il-sen o prezintă pe Kim Jong-suk ca o eroină care a apărat cartierul general al Revoluției cu riscul vieții sale. Femeia a devenit un simbol al devotamentului și curajului în lupta anti-japoneză și a rămas în memoria istoriei Coreei de Nord ca soția primului lider al țării, Kim Il-sen. Cei doi s-au căsătorit în Uniunea Sovietică, cel mai probabil în anul 1914, în timpul luptei pentru independența Coreei de Nord. Pe 16 februarie 1941, Kim Jong-suk a dat naștere primului lor fiu, Kim Jong-il, care a primit numele rusesc de Yuri Irsenovich Kim, fiind alintat Yura. Aceasta obișnuia să frecventeze statul Viankoe pentru a schimba rațiile militare pentru alimente și era adesea însoțită de micul Kim Jong-il. Această perioadă a contribuit fără doar și poate la conturarea personalității lui Kim Jong-il și la familiarizarea sa cu mediul militar și politic. După înființarea Republicii Populare Democrate Coreene în 1948, Kim Jong-suk a devenit prima doamnă a Coreei de Nord și a rămas în această poziție până la moartea sa un an mai târziu, în 1949. Era cunoscută drept o femeie modestă, prietenoasă și veselă, dar și o gospodină care gătea în cantități mari pentru generalii sovietici și pentru comunitatea locală. Deși cauza oficială a morții sale este atribuită greutăților pe care le-a îndurat în timpul anilor ca luptătoare de gherilă, există variante neoficiale care susțin că ar fi murit în timpul nașterii unui copil, alături de bebelușul său care a decedat la rândul său. Alte surse sugerează că tuberculoza ar fi fost cauza, în timp ce există și povești care indică faptul că ar fi fost împușcată și lăsată să sângereze până la moarte. După urcarea lui Kim Jong-il la putere, el a transformat memoria mamei sale într-o revoluționară nemuritoare și eroina Revoluției Comuniste. Kim Jong-suk a fost portretizată ca fiind un mare strateg al Revoluției, iar orașul său natal, Hoyong, a fost efectiv transformat în muzeu, o bibliotecă și o statuie, toate dedicate memoriei mamei Coreei. Este venerată astăzi în Coreea de Nord pentru rolul său ca mama lui Kim Jong-il, președintele etern al țării, fiind de asemenea un simbol al sacrificiului și devotamentului pentru cauza Revoluției.